guys, începem o nouă zi, am o oră liberă acum dimineața de la muncă, l-am dus pe Alex la școală și vreau să am început să fac curățenie și în casă, multe lucruri am de făcut, vreau să fac bagajul că plecăm weekendul ăsta și hai să-l facem împreună, zic, nu? Și o ținută care va fi seara la dinner pentru... la restaurant pentru ziua mea. Așa arată fusta asta de la H&M, știți că am arătat-o. Și bluza asta de la H&M nu o știți că nu am arătat-o. Asta a costat 17,99 lei, da, așa cred. Și mă gândesc să le pun împreună, dar nu știu ce să pun la pantofi. Sau cizme. Nu știu. Trebuie să mă mai gândesc. Și ăsta e outfit-ul de sâmbătă. Am să iau rochea asta. Da, sigur o iau pe asta. Și mai trebuie să mă gândesc la o ținută pentru mâine pe drum. Noi mergem mâine dimineață. Da, hai să vedem ce facem. Mă gândesc să-mi iau rochea asta. Are gât, nu știu ce să fac. Haideți la oglindă. Așa arată. Nu știu. Sau să iau ăsta. Cred că am să iau compleul ăsta pe drum, că e mai simplu, nu? Decât aia. Da, hai să împachetez ăsta. Și am pus aici pantofii ăștia de la Saint Laurent. Și cizmele astea lungi roșii. Să vedem. Asta nu are ce căuta. Asta o iau de anul nou în vacanță. Pregătiți și pijama asta de la Victoria's Secret și hai să împachetez totul. Vedem ce am împachetat. Am pus astea, mi-am pus geanta asta la căuci, costum de baie, astea, astea aici, lui Alex și hai să pregătesc soțului meu. Chiar. Hai să vedem de ce avem nevoie. În primul rând avem nevoie de primer, punem primerul, apoi hai cu skincare. Ăsta îl folosesc dimineața și seara. Ăsta îl iau. Ok. Ce altceva? Ăsta în caz când trebuie. Asta pentru buze. Fondul de ten. Apa termală noi iau, crema de mâini o pun în geantă, deci am ser, cremă, acum primer, fond de ten, un gel de duș, ne trebuie primer, fond de ten și acum să trecem la asta, ăsta în geantă. Ăsta trebuie închis. Ăsta nu iau. Dă să vedem ce ruj roșu am eu. Care ține. Ăsta nu-i roșu. Ăsta. Ăsta e roșu. Hai să-l iau pe ăsta de la MAC roșu. Și apoi ăsta nu-l mai eu. Astea două. Sau nu? Hai să iau astea două. Iluminatorul. Creionul de sprâncene. Ăsta. Chestia asta. O pun aici. Ceva de aici mai trebuie să iau nou. Apoi pudra. Contouring. Mai ce? Asta o pun oglinda aici. Asta tot în geantă. Ce mai trebuie să iau? Așa, hai să punem toate astea. Asta în geantă. Să aduc de la baie câteva chestii să le pun aici. Mi-am adus cleanserul ăsta de la Clinique.
periuța de dinți, pasta de dinți de la Marvis, periuțe de dinți, pasta mini de la Garnier, un deodorant, ăsta de la Victoria's Secret, ăsta duc înapoi că am tonicul, parfum, un alt deodorant, wash face-ul ăsta e prea mare. Și oare mi încape un parfum aici? De-al meu, care să îl iau? Îl iau pe ăsta de la Versace, nu? Că aproape se termină. Hai să-l iau pe ăsta la Versace. Și cam atât. Hai să punem în geantă. Ne trebuie măști. Astea de aici. Cred că am să le pun în ala. Un pachet de șervețele. Asta. Și să văd ce mai pun. Căștile. Telefonul. Încărcătoarele trebuie să le pun. Și da. Vreau să vă arăt colecția mea de parfumuri de iarnă. Că eu le am așa iarnă și vară. Doar unul consider de iarnă și de vară. O să vă arăt imediat. Și... da. Alea de vară o să vă le arăt la vară, nu? Să începem. Ăsta este de la... hai să începem cu astea din față sau cu alea astea din spate. Ăsta este de la Jean Paul Gaultier. E sticla, o formă de un bust, e ca un bust de femeie. Arată așa. Să vă zic ce conține ca în descrierea parfumului. O să vă zic, mie parfumul ăsta, după cum vedeți, nu prea e folosit și l-am de ceva timp. Nu prea îmi place, așa, cam 50% să zic. Și la... m-am dat pe mână și miros acum să vă zic cam a ce miroase. Prima dată are un miros așa puternic, greu. Parcă miroasa musc, dar nu știu dacă conține musc. Mie, sincer, nu prea îmi place, nu-i prea genul meu parfumul ăsta. Continuăm cu următorul. Ăsta mi se pare mie un parfum, vedeți, e consumat și l-am doar de câteva luni. De la Giorgio Armani C, varianta asta pe roze. Nu se vede foarte bine că în spate este gol, dar da. Și... l-am avut și pe ăla pe roșu, dar l-am terminat. Și ăsta mi se pare de vară și de iarnă. De asta ai și consumat foarte mult. Hai să vedem cum miroase pe pielea mea, să mă dau puțin. Da, o să fac aici o parfumerie, o să miros azi numai parfumuri. Combinate. Are un miros așa fresh, floral. Nu este foarte greu, de aia am spus că se poartă și vara și iarna, depinde acum. Asta este părerea mea. Acum depinde și de pH-ul fiecăreia. Că parfumul pe fiecare persoană miroase diferit. Dar mie îmi place cum miroase. E ușor, eu mă dau și noaptea cu el. Mie îmi place cum miroase. Cred că am să-l mai recumpăr când se termină. Din gama asta, si. Apoi trecem la bestseller-ul meu de iarnă. Ăsta îl cumpăr de 8 ani, cred. Da. Când se termină,
îl cumpăr din nou și tot așa. Este de la Dolce Gabbana Light Blue. Iarna trecută nu prea m-am dat cu el, că ăsta l-am deja de 2 ani, dar l-am cumpărat, cred că, în fiecare an. Mai puțin în ultimii 2 ani, că l-am avut pe ăsta. Ăsta mie îmi place foarte mult. Am văzut că sunt și multe copii după el. Erau, nu știu acum, erau cu 5-6 ani. Ăsta este parfumul meu. Ăsta este parfumul meu iarna și vara este unul de la Ralph Lauren, care toată lumea mă recunoaște după el. Da, mie îmi place ăsta foarte mult. Și iarăși îmi plăcea foarte mult de la Christian Dior Midnight. L-am avut acum 8 ani, vreo 2 ani și după, no, nu l-am mai scos. Și îmi pare rău pentru el. Hai să vedem. Ăsta știu cum miroase. Fresh, foarte fresh, de iarnă. Ăsta vara nu-l pot purta, că e prea fresh, prea greu, prea... Are miros așa de iarnă, zăpadă. Fresh, foarte fresh îi. Curat. Cu tentă de dulce, dar mie nu-mi plac parfumurile dulci, dar ăsta e un dulce așa frumos pe lângă fresh. Ăsta îmi place foarte mult și ține pe haine. Uite, de exemplu, ăla de la Si, acum, miroasa trandafiri, a flori. Dar mai greu, flori mai, miros mai greu. Ăsta nu mai miroase așa tare. Și ăsta e un fresh așa, e decembrie, e mijlocul iernii. Trebuie să-l las aici, să-l port. Așa, să trecem la următorul. Ăsta este de la Calvin Klein, Obsession Night. Ăsta l-am primit cadou de vreo 3-4 ani, de mult timp. După cum vedeți, nu prea-i folosit. Hai să vedem cum miroase. Ăsta eu tot de iarnă îl consider. Acum, na. Ăsta miroase fix a deodorant și aftershave bărbătesc. Nu-mi place cum miroase. Nu, degeaba l-am ținut în dulap la 4 ani. Asta e așa și așa. Nu prea îmi place. Miroase chiar aftershave bărbătesc combinat cu deodorant. Nu. Nu îmi place. De asta nu l-am folosit și nu o să-l recumpăr după. Hai să trecem la astea din față. Să începem cu Jo Malone. Ăsta este Lime Basil and Mandarin. Ăsta este de iarnă. Eu așa-l consider de iarnă, că e Lime Basil and Mandarin. Ce poate fi altfel? Hai să mă dau să văd. Da. Ăsta miroase a lime, a basic și mandarin, cum scrie, cum se și numește. Dar nu e foarte puternic. Dar vara nu-l poți purta când e cald. Nu ține foarte mult pe piele, pe haine, mai ales pe piele. Nu o să-l mai, nu cred că o să-l mai recumpăr pe ăsta. Am văzut unul astă vară cu flori, ăla parcă mi-a plăcut, dar nu știu, parfumurile de la Jo Malone nu țin, nu persistă pe piele sau pe haine. Și nu sunt foarte ieftine. Mă mai dau noaptea cu el, vedeți, nu foarte consumat, că nu mă prea încântă. La final o să vă zic care mă dau cel mai des. Următorul parfum este de la Roberto Cavalli. Eu am mai avut de la Roberto Cavalli în fiecare an. Când mi se termină, tot îmi cumpăr unul de la Roberto Cavalli. Am avut o variantă cu 5 ani, care am luat-o din Spania.
Dar nu am găsit-o, cel puțin aici nu am găsit-o. Și îl am pe ăsta. Ăsta îmi place, mie îmi place ăsta, mă dau cu el. Hai să vedem cum. Ăsta persistă toată noaptea. Dacă mă dau seara pe tricou, persistă. Are un miros greu, de asta îl consider pentru iarnă, de musc oriental. Și are un miros așa de mărar. Nu știu, pe pielea mea, dar are un miros de mărar. Și după 10 minute o să aibă miros pe pielea mea de la oriental. Eu nu mă dau un vânt după astea orientale. Mamă, ăsta e preferatul meu. Ăsta e preferatul meu. Da. Și al doilea preferat al meu care mă dau este ăsta de la Rituals. Nu credeam că o să-mi placă, dar mie îmi place ăsta. Este oriental, are musc și cedar wood și se simte. Ăsta este foarte tare. Ăsta nu știu, am purtat o haină și vreo oră. M-am dat cu parfumul și după am pus-o în dulap. Și când am luat-o peste săptămână, așa de bine mirosa. Ia să vedem. Asta musc, a lemn și este un parfum greu. Dar mie îmi place. Iarna. Eu am o problemă cu parfumurile, mie îmi vine să vomit. A, și mai aveam ăla care l-am împachetat mai înainte de la Versace. Ăla tot îmi place. L-ați văzut mai înainte. Tot este de iarnă. Dar acum e împachetat, nu l-am mai scos. Ăla este așa, ușor, cu o tentă florală și lemnoasă. E foarte ușor ăla. Ăla e cel mai light de iarnă. Hai să vedem ăsta. Da, nu, ăsta e de la Gucci Premier. Are mirosa prima dată a haine vechi. După 10 minute o să miroase mai bine. Știu că m-am dat cu el, că e aproape gata. Ăsta este așa ușor. Varianta de iarnă ușoară. Florală. Are o tentă foarte, foarte, foarte subțire de flori. De ambă. Mie îmi place cum miroase și tot persistă. Dintre toate să vă spun care nu persistă. Ăsta și ăsta. Restul persistă și pe piele și pe haine. Preferatele mele sunt ăsta și ăla de la Versace. Și stai să vă mai arăt unul. A apărut un parfum, ăsta este aproape gata. Ăsta l-am găsit cu chiu cuva, l-am găsit în Mallorca. Și am umblat după el mult. Și este de la Ralph Lauren. Mamă, și ce frumos miroase și eu îl port și iarna. Dar și vara. Are o tentă fresh, parcă de lavandă. Ce fain miroase, foarte mult îmi place. Da. Asta este, arată așa.
Și când o să-l găsesc, o să-l recumpăr, că îl găsesc foarte greu. În UK nu l-am găsit atunci, în aeroport, în shop-uri, nu l-am găsit. L-am găsit acolo și l-am luat. Și a costat ceva atunci, nu știu eu. Nu o zici ceva de euro sau ceva de genul. Dar miroase foarte bine și merită. Da, asta a fost colecția mea de parfumuri de iarnă. Deci în total am câte? 2, 4, 6, 8, 10 și cu cel din bagaj de la Versace. Înainte l-am pus în bagaj. Da. Sper că v-a plăcut daily vlogul de astăzi. Astăzi am împachetat haine, skincare, make-up și vom arăta colecția mea de parfumuri de iarnă. Și ne vedem mâine, nu? Bye bye!